pe vremuri când erai mai tânăr și pe celălalt regim și după aia, bănuiesc că au fost și de ăștia în anturajul tău care s-au adaptat profitului. E vreo unul care a călcat strâmb, care s-a dezis de ce a făcut și de lângă, că era lângă voi tot timpul? Nu. Au călcat strâmbă, ce m-a deranjat foarte mult, au călcat strâmbă pe bani, prieteni care nu mă gândeam în viața mea că ajung acolo, și pe pizde nene, pentru că toți au învățat șmecheria asta, niște fosile bătrâne, le gădeau bășile din cur, le gădeau din cur și asta și își luau de 18 ani, de 20 de ani de asta și am zis, băi, proștilor, cum e și Jean Maurer, care mai vorbesc pentru asta, și l-am și măscărit și m-a făcut și el pe mine că îmi scrie, mi-a arătat Boanchiș, care e și greșeli de ortografie, futul în gură de alfabet, că se dă, vorbește niște fraze de indicat din curățești. Și l-am făcut de două, trei ori de căcat, și am vorbit să vă stai mă, puțin cum, avem o prietenie, stai, te-am ajutat, ți-am băgat bani în buzunar, ți-am făcut astea și vine o să te sucească, să te facă în halul ăsta. Adică n-am halit-o niciodată, mă, mâncați-aș gura ta. Eu am avut mai multe căsnicii, nu? Și am spus, bă, vezi că eu vin cu copilul din căsnicie, orice copilul e cu noi, nu există, nu iau eu, bă, bine, nu, bă, la revedere. Știu. Înțelegi? Și prietenii mei cei mai buni, așa cum a fost Mădălin Voicu sau Lepra asta și cu toți ăștia, bă, nu știu, și eu n-am avut niciodată probleme cu ei, cu banii, că dându-le în continuu. Când au avut, i-am cărat. Pentru asta am mers și am furat și afară pentru acest Mădălin Voicu, cu marele deputat și senator. E un tâlhar. Că trebuie să o spun, că mi-a aminte acum. El Dar ai fost studia chiar la... așa bun prieten? Ai fost frate cu Mădălin Voicu? Bă, mâncați și gura, de la 15 ani până acum câțiva ani am încetat, am mâncat împreună, am băut împreună, am făcut toate nopțile împreună. Păi și ce s-a schimbat dintr-o dată așa de Prima supărarea asta greșeală mea care pentru... am făcut-o, că l-am băgat în politică. Tu l-ai băgat? E, intră visul și spune pe loc, nu? Eu, tata, unde-l bag eu? Eu băgam la pușcărie dacă era câțiva ani pe mine. Îi dădeam 15 ani pe loc de lângă de aici, de prost, unde... și că tu... da, m-am zis, băi, Iliescule, mă ții minte, dă-te, Iliescule, bagă și tu pe ăsta, că a jucat barbu bine. Bă, știi cum dă 6-6 să moară mama. Îl încurcă pe ea prin guvern. Și aia a fost prima nebunie. Începuse să nebunească. Cu mine nu, eu l-am foc cu el, dar a început să nebunească cu prietenii noștri din copilărie, înțelegi? Adică spun o fază care, și ce mai înseamnă acum, e bolnav mental. Eram cu toți prietenii noștri la Azuga. Aveam eu acolo o cabană și asta. Și când a venit, i-a spus lui Alfred, nu-ți Gabercea, care acum cu el, o altă lepră. Președintele televiziunii române, ca să știți mai ce o lepră de lepră, nu lepră. Sau ce directorul la televiziune, nu președinte, Direct, direct da. slobă sărbată. Și zice, bă, stinge lumina. Și zice, de ce stinge lumina? Rămas toți mulți, că eram toți, cum să spun, 3-400 de persoane care am copilărit împreună. Că vine ăla. Și dacă vine ce fantomă. Eu am zis că stinge lumina, s-a prins de vreun tor, să-i cânte la mulți ani. Nu, bă, să nu vadă lumea, că se plinti, cum se pare eu. Bă, mai se pare eu, mă, și în tine, pe stăzi, bă, se pare două multe la masă. Înțelegi? Adică de atunci a luat-o razna. Și după aia a început să mănânce căcat și după aia a început să ardă la bani. Că omul, dacă n-a putut să facă bani toată viața, nu admite. Și minciuni din astea ordinare, dar nu poate să mă certa, că am zis toată viața. Păi, mars, ce mai sunt? Nu are cum să mai spun, dă-l dracu aici de sărăcie, că tot sărăcie a rămas. Dar are legătură și vioara cu ce povestești? El cu Viorea a căzut, el singura Vioară care a cântat, a căzut pe alea, care, la aeroport cu Viori false, Stradivarius, care vrea să le scoată din țară. Și fii atent. Și îl duce la Izmir. Tasul numărul unu, nene, n-ai ce să zici, Tasul violonist, primii trei violoniști. Cântase el acolo cu un Iosif Conta, care a fost cel mai mare din jurii noștri. Și cu toate astea, l-a luat și pe ăsta acolo. El era, bă, mă freca pe acolo. Și cumpărase aur mult pe acolo. Și m-a luat pe mine să... Așa, și ăla spune, domnule, îți dau aurul, dar dă-mi la jumătate. El avea o vioară pregătită, un Stradivarius făcut, care le făcea de mână, repede. Aha. Deci, și eu... Lucrate manual. Da, Turcul știa că e ăla și că tasul. Zic, bă, uite, nu am venit aici cu vioara, zic, mi-am făcut cheie, mi-a frumos, să înțelegi, uite, bă, îți las vioara, dă-mi aurul și mă duc să aduc aurul meu de la hotel, așa, și ăla turcul cu cuzea disperat că mersese la concertele ăsta și mai făcea între metri, nu dăm vioara că e prea scumpă la arcadaj, noi tu încredere în mine, nu dăm vioara că nu, nu.
Da, și am dat vioara, nu mai am dat un rechin, am plecat cu toate kilogramele, un inel lumea de așa vrea. Înțelegi? Am mars pe turc. Mai multe kilograme au fost, zici? Păi stătuse, avea vreo 2 kg și că-ți luase, că n-ai văzut cum avea lanțul, avea toate bubele alea pe mână. Și toate alea, vedea cu de prost aici. Înțelegi? Și i-am făcut și pe aia acolo, cu casele, că le-am luat și chirile și aia și am trus cu ele. Asta este domnul de... Iar și pe aia, pe marele tinișor al nostru, care a deschis ușa, se terminase continentul. Bă, zic, ăștia ne scoate pe continentul. Am scos, stimați, bă, nu sunt din guvern cu astea. Atât de ce vreme ne-a făcut alea. Făcut niște concerte la Turcia. El le făcea concerte cu bani, înțelegi? Cântau ăia la... N-a cântat... Bavarotti unde cânta turcul nostru. Și eu spuneam, duceți-vă peste 3 zile, nu am la ambasadă, că e închis. Înțelegi? Ăsta e marele profesor universitar, doctor, muzicolog, politician, limbă în curs și asta. Și un bău, ca și cu aia că l-a făcut pictoriță, că bă, băule, te face. Tu crezi că te iubește cu... Are niște exeme pe și... de aici. Tu nu vezi când ne dezbrăcăm, că ne cad cur ce să mai la noi, pe femei frumoase. Zic, ia-ți bagă materialul și nu, e dragoste, făcea aia. I-a luat casele, i-a luat tot. L-a lăsat pe al meu, doarme ca strigo în bibliotecă la Musa, bă, ce bine îmi pare. De-abia acum doarme cu capul între cărți putere să-l văd. Înțelegi? Nu, nu o să-l ierți toată viața ta, mă, prietenul. Păi nu-l ierd că e prost, înțelegi, și m-a ars, adică nu pot să spun că e de, mai, e de pârnăi de astea, dar niște vagabonzi din ăștia, adică prost, mă, prost, ce vrei, un om prost. Am furat pentru el, l-am băgat peste tot, am mers peste tot după el. Am făcut tot, i-am plătit. L-am lansat în aia, am mințit la Diaconescu, jumătate din povești erau ale mele cu Nicu Coelho, deci nu a fost pe acolo. Bagă-mă, bă, că a prins la lume. Hai, mă, băgăm și pe ăsta, dă-l în... N-am mințit niciodată, decât pentru ăsta am mințit. Țigan, mă, băgăm, ce mai contează că era și țigan, nu era țigan. Țigan nici văzuse mare, dă-l în... aici. Când ne rupeam mare, făceam toată, era căcat. El avea doar vila aia micuță la munte, un căcăcios de la început. Fraier, eu am venit cu mașina, aveam părul lung până aici, ce frumos eram în poze, cu părul, Da, aveam da, părul. da. Cizme. Auzi, asta e că vreau să te întreb. Țineți ideea un pic. Aveai tatuaje și pe vremea lui Ceaușescu? Unul mi se pare. Dar vreau să mă tatuez de mult, dar nu erau tatuatori. Înțelegi? Ca să vezi ce bun eram. Și am venit cu mașina acolo și casa lui era jos acolo. Eu aveam cizme cu franjuri, cu topor, cu alea, cu piatră la gât. Eram dracu cu Erai, vine tu, vine tu. și era jos îmbrăcat în din a tirolez neade, cu nastru neade. Cum au sașii aia, bă, alea, cu Da, nastru. da, da, da. De piele. Și el dirigea așa și am întrebat pe securiștii, ce face, bă, se bate? Am crezut că se bate, că nu văd să-mi dirijori, înțelegi? Dacă spun ce am făcut din prima, te cași pe tine de râs. Dar cel mai că-s nebun. Ăștia luam mașinile, le loveam, am cealaltă, am întrebat pe mine, încurcă, mașinile statului, la mine. Și l-am Normal. urcat într-un Renault 16 și am luat să dea pe drumul, ciopre așa. Și am zis, bă, ți-e frică? Nu, ți-e frică, mamă, că am făcut una cu mașina și am pus-o pe uși, înțelegi? Au venit pe ea, mi-au zis altă mașina loc. Bă, mi-e frică, el zis, pe ea, nu. Eram două rău de tot. Deci nu numai că era echipa de intervenție tot timpul la predeal sau unde te duceai, era și câte o mașină, două de schimb în caz că făceai ceva. N-aveam cum, că pe vremea aia unde intram se trăgea ca să pot să ies. Că mai spun una, că aveam un bâlbuit, unul care tot trăgea, că era cel mai prost, morarul, ciocanul făcea bă, 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 și îmi dăduse mie. Și tot timpul trăgea pe acolo, pe aia și întreba ăștia de la și ce au că, domnule, de ce consumați câinii? Și făcea, îl atacă câinii. Și aia, dar unde merge lăsația câinii? Una peste alta ai avut o copilărie și o viață ca în filme, și în perioada aia și după. Da, și plecam și aveam și vile și alea și alea și șprițuri și fără muncă și fără alea. A fost frumos, dar am avut noroc, dar am avut un noroc, adică nu cred că m-am construit eu sau că am fost foarte inteligent. Atunci am avut noroc că a fost ăla și după aia eu fiind un băiat bun și pe vremea ajutând toată lumea și degeaba să cacă ăștia, păi că bă, școala este fără discuție, fără școală ești un bou, adică nu o băgăm pe partea asta. Fără discuție, dar și școala vieții te ajută enorm. Mai ales dacă ai și școală, școala vieții e
te descurci în foarte multe și nu te poate arde nimeni, că eu mă uit acum, că mă uit, că zic, dacă m-ar băga ăștia în Parlament, dacă nu, îți dai mai toți în curci, când să fără risc cu mine, decât, voi ce bun e Serghei, habar n-au nimic, mă, ce dracu, îi face oricine, mă. Giovanni, când a intrat Gigi, bă, urla la Diaconescu, bă, unde ești, că dacă nu ești, tu nu intri în emisiune, bă, făcea, bă, ce are, mă, lasă-mă că așa până mă vede. Bă, să mergem să intrăm amândoi în Parlament, ce intră ăla și noi nu intrăm. Păi, Giovanni, eu am văzut, bă, acolo sunt niște drafturi așa, până citim noi primul ăla, să termine mandatul. Și când apărăm la tribună, când începe cu năsoasele, cu alea și mine și de tine și de alea și de alea și de alea, ce să mai spunem? Corect. Și ce dracu să spunem? Dom'le, a fost mult nu adevărat? Pe ce nu e adevărat că sunt documente, sunt aici, le-ai mă termine cu tâmpenile tale. Apropo de politică, ai avut vreodată după Revoluție vreo propunere să intri în politică? Multe, toată lumea. Da? De cum? Inclusiv Dan Diaconescu în direct. Cum într-o seară eram prim-ministru, a doua zi eram ministru, am zis, nu mă pune la interne, că trebuie să arestez 3 sferturi de necunoscuți. Lasă-mă, nici învățământ nu mă băga. La industrie, la economie, la ceva altceva. Păi făcuse unul sondaj că era tâlhar. Și dacă candidam singur, vezi ce țară, Anapoda, dacă candidam singur prin Ardeal pe acolo, am 75% și independent și nu am spus nimic, niciodată. Nu mai râsete și caterinc. Și după aia, normal că m-au curtat din moment ce eu am făcut aia cu diaspora, am avut milion și bani de vizualizări, fără alea care s-au dat pe WhatsApp, care nu le mai vezi. Înțelegi? Adică eu prind, dar nu am băgat niciodată pentru că dacă n-am fost nici, dacă n-am fost nici înainte și asta ce. Și în primul rând că ți-o spun cinstit acum. Eu nu cred în niciun partid, adică eu aș intra într-un partid în care, în primul rând, să cred în el, să nu fie frăjeală ce spui la televizor și când hai mă de impu o facem pe stânga sau pe dreapta, fără trădări că ăștia cum se mută dintr-o parte în alta și să aibă o chestie nene. Înainte, ei aveau o chestie care, cum să spun, un ideal, adică aveau o platformă, aveau, credeau ceva, ăla era de stânga, ăla era de dreapta, adică nu se muta ba de stânga, ba de dreapta, ba de centru, ba fac alianță stânga cu dreapta, ba mă, cu ăla, ba alte. Și tot ce s-a întâmplat și plus că 99 s-a întâmplat în politică sunt numai aranjamente de la servicii, de afară și de asta, adică noi, singurul președinte, din punctul meu de vedere, poate să mă ia toți la comunistul, așa că îmi dau și eu, la care îmi dau, la care nu, nu. Singurul care a ieșit a fost Fraile de Iliescu. Că a fost imediat valul ăla și tot ei au speriat pe ăștia. Că o să arestăm toți membrii de partid, de toți care au fost, tot fiecare avea în familie. Doi membri de partid, unul care a fost la Normal. interne, unul care a fost la securitate, unul care a fost. Dar tot ei au făcut-o. Toți serviciile au făcut-o, că s-a fost manevră făcută cu cap. Că după aia mi-am dat mai mult timp. Au făcut-o, toată lumea s-a speriat. Stai, bă, ne mamă, ne bagă pe toți în pușcărie. Unde se bate în pușcărie? Că nu poți să faci pe ăștia acum. Îi bată ăștia pe stradă de sus, la pacat, nu poți să faci pe nimeni ce pușcă pe ea. Înțelegi? Dar restul tot au fost manevre. Dar Iliescu auzise ceva înainte să ajungă președinte pe vremea lui Ceaușescu? Cum nebunul era cu mine în casă, nu era unchiul? E. E, căcat, normal. Păi Ce și cum întrebare? a devenit dizidentul și... Nu, după aia am avut niște probleme cu tata, asta poveste lungă asta și eu l-am măscărit pe la televizor, l-am făcut varză și eu îl consider un trădător, i-am spus și la televizor și peste tot. Deci am stat în casă, revelioane, toate alea. Înțelegi? Păi ziua lui Țiganu, ca să vezi cum i-am luat lui domnul Giovanni, lui domnul Victor Becali, și domnul Păunescu le-am luat 600, uite că le trebuie să le cum le-am luat 600 de euro datorită lui Iliescu. Era ziua lui lepra asta de Madeleine Voicu, că nu pot să-i spun altfel, înțelegi? Și ăsta a avut, am dat putere mare. A venit și Năstase și Iliescu la Intercontinental, înțelegi? Și el a făcut la Giovanni. După aia a făcut masa la Giovanni, dar îmi spunea, bă, nu le spunea toată lumea că vreau să vină, să nu plătească, înțelegi? Și eram eu cu Victor, cu ăsta, așa și zic, vezi, când vine Iliescu din 2000 de oameni, aici vine direct la mine, prima oară. Și îi spun la ureche, la doi cocoși, nu mai spune la nimeni, hai mă, te întreabă pe Victor, că și a venit la numai, la prima.
Deci am cu costul, nu spui la nimeni, dați-mi bani. Deci, tata cu el a fost cum a fost eu cu țiganul. Și ăla l-a pus pe tata. Nu lumea. Lumea l-a pus pe tata în CPUN. Și el? Și Și el? el ars. Bine, pus de ruși. Dar aici sunt complicate. Dar și am la banii lui. Victor și lui. Ai ajuns la 67 de ani, cum spuneai mai devreme, mulți înainte. E ceva în viața asta care regreți că n-ai făcut sau le-ai făcut pe toate? Nu, fii atent, că am spus tot timpul și asta spun că legat de școală. Da. Vorbesc franceză, bine. Engleză așa și așa, așa. Îmi pare rău că n-am învățat limbi străine. Este esențial. Adică și o engleză și o germană și așa, italiană, vorbesc asta, că ca cine unde vorbești cu italiană, cu italiană vorbești cu ea care fur pe stradă pe acolo, că restul n-ai cu cine vorbi, înțelegi? Dar asta, regret, asta și atât, că restul le-am făcut pe toate. Și n-aș mai bea așa de tânăr, așa de mult. Aș bea mai... Ai mai începe mai târziu și mai mine. Treptat, dar, nu, dar nu pentru mine, că eu am listat, dar gândește-te că tot anturajul meu nu mai niciun. Toți ficați. Înțelegi? Adică trebuie să ai o... Bine, eu m-am oprit la un moment dat, am avut și pauze. Am avut puterea asta să fac. Dar mă uitam la toți și n-am putut să oprească. Nu? Și actori, și cântăreți, și prieteni, și toată lumea. Adică și asta, eu asta zic, că îți trebuie și cartea, și școala. Și asta îmi pare rău cel mai mult, că mă duc în Germania, trebuie să stau după ăla să-mi traducă, să-mi facă, mă lasă în aeroport, rămân în singur, ca bău acolo, unde vă spun. Fly, mai, hai. Vrei să spun una? Ca să vezi de ce vreau să învăț. Ia zi. 7-7, nu știu ce, plec afară, îl scop pe Dan Frâncu, după aia a fost Fischer, săracul, Dumnezeu să-l ierte și pe el, și îmi ia bilet să merg la Los Angeles, la Tache, prietenul meu. Și îmi ia biletul și spune, mă, face scală la New York și de acolo treci la Los Angeles. Bine, mă, asta fac ce pula mea de aici. Să zic cât de prost am fost, te caci pe tine. Și ajung la New York, când m-am mutat pe bilet, ai fost la New York vreodată? Nu. E cât București. Aeroport. Am întrebat un engleză, mi-a lătat un street, ce morți, un negru, unde mă duc? Am văzut o babă care avea bilet de Los Angeles, înțelegi, să stătea 4 ore. Da. Baba la bar, eu la bar. Baba la WC, eu la WC. Baba la WC a zis, dar la aia, domnule, unul să țină după mine. Și am zis, au tăbărât aia pe mine, baba vorbea franceză, înțelegi? Și acel limbă vorbit franceză. Și baba, eu sunt franceză. Îi zic, eu îi prea belgeancă. Zic, doamne, eu nu știu să ajung. Și am văzut că aveți bilet de Los Angeles și mă țin după dumneavoastră. Înțelegi? Dacă a prostul, stai să vezi ce am făcut până am ajuns în America, că am plecat de la Bruxelles. Mi-a dat aia o listă acolo, cu bombe, cu rachete, cu droguri, cu toate alea și erau niște căsuțe. Ies alea și alea. Eu ce-am pus? Ai bifat tot. Tot! Că m-am gândit după aia că așa poți să intri. Băi, când am ajuns pe aeroport, mâzil, mazal, mahal, țipau aia toate limbile, înțelegi? Păi, degajat, înțelegi? Vreo 20 și mi-a dat foaia aia. Și dă! Și făceau la toți chestii, toate astea, și unul dă, că e prost, de-aia. Aveam bombe, rachete, droguri, armament, ce vrea, tot ce era pe lista aia aveam. Înțelegi? și îți dai seama că eram disperat, de asta spun că îți trebuie o limbă. Da. Mă întorc de la Los Angeles, iau vreo 400 de ceasuri în alea, nu le-ați prins voi. Cu broască, care cântau cu melodii, cu alea, alea, se vindeau ca la Balamuc, înțelegi? Nu știu dacă știi după Mircea Pascu, nu știu după Mircea Pascu. Am auzit de el, dar nu-l știu. Pastor, bătânul, cascadorul ăla. Ăla, când am plecat de acolo, el, bă, dăm $50, negosa se duce la avion. Gata, bă, dăm 50. Toate le-am pachetate, frumoase acolo. Nu știu ce. Eu când am venit de aici, la New York, din Europa, mi-am luat bagajele și mi-am dus eu la avionul de Los Angeles, înțeleg? Da. Acolo mi l-am mutat singur. Îți arată toată prada de bani grei. Eu acum
strigă în toate limbile și eu, bagajen, fly, fly, bagajen. Bă, dă-te, eu îmi explicau, sunt la cală. Bă, calesc eu din astea. Fly, boxer, Ce bagajen. ați Ah, m-au luat ăia. În ce limbă vorbești? Că îți dai să vorbim de toate. Franceza, vin tu, nu mai vine băgat la cală. Bă, să mă ajută-te. Bă, să nu mă ardeți, că e toată prada. Și aici, în București, când am ajuns, au început să cânteare. Tiririri, când cântau marțința toată, și scoate bateriile, că aveam... Deci, vezi că o limbă îți trebuie. Plus, când am fost arestat prin Germania, cu asta trebuia să-mi dea traducător. Înțelegi asta? Deci o limbă, germana și engleza. O să vorbești franceză, vorbești cu Shakespeare, cu Gheorghe, cu la Martin. Cine vorbești? Așa că am întâlnit și au țipat aia pe aeroportul ăla, cine știe franceză, că toți vorbeau engleză, nu? Da, Stă da, da. cu bagaje, că nu știau ce sunt neamți, când finau bagaje, mi-a ducea, hai, începeau să late în germană, nein, fly, în toate limbile, mi-a venit, fly, bagaje. Dacă te-ai întoarce în timp fără să ai puterea care o aveai datorită tatălui tău și ai avea 18 ani, ce ai face în următoarea zi? Bă, cred că tot pe drumul ăsta l-am, pentru că și când am mai fost tata în Germania și aia, nu m-am dus să... Eu sunt pictor, nici să pictez, nici să sculptez, nici să... Am luat drumul codrului. Deci crezi că ai face același lucru, nu? Da. Deci știi că Ceaușescu, când am făcut toate nocilea, m-a citit în Științe Comitet Politic Executiv, tendințe de căpătoială, exploatarea omului către om și umilirea unor muncii. Deci îți dai seama ce... Deci asta eram, nu? Tendințe de căpătoială am încercat și pe afară. Dar eu că am prins. Serghei, ce să zic? Îți mulțumesc mult de tot. Da, pentru ce, Robert? Rămân dator și ce să zic? Multă sănătate și să te țină ficatul. Nu știu, că în Mă rest. ține, nu, fac analize, fac asta. Eu am și varianta asta, adică eu iau cu esențiale, cu pauze, ales că, adică zic, acum am avut 2 săptămâni la mare și alea numai mie, mai cu toți macedonii, cu toți ăia, acum numai salate, carne fiartă, esențiale, somn, adică, altfel am și eu ascensorul cu colegii, că mă așteaptă Da, aia, dar dai seama. cum reziști? Cum reziști? Că toată viața ai dus-o așa. Nu știu, că e o rezistență mea. Îți dați seama că toți mă așteaptă sus, că-i visez, bă, ți-am făcut masă, avem masă mare, vino că să-i prițurile, să avem aici, avem de toate, vino. Și le trimit pe câte unul. Ai oameni, exploatezi oamenii. Exploatez oamenii, da. Bine, Roberte. Mersi mult, Serghei, te-am pupat și multă sănătate îți doresc. Pa, pa, mersi, pa.